Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, stimați prieteni, citim Cuvântul Domnului din Ioan, capitolul 21, în această seară. Este lecția biblică numărul 9 din ciclul Întrebările Bibliei. Ioan, capitolul 21, citim Cuvântul Domnului, începând cu versetul 15. Ioan 21, cu versetul 15. Să ne deschidem inima și să nu obosim în facerea binelui și în urmărirea voiei lui Dumnezeu. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușei mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a zis: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile și sperăm din toată inima să nu vă fi obosit în cântarea de laudă și în rugăciune, în închinarea noastră pentru Dumnezeul nostru. În această seară, frați și surori, am ajuns prin mila Domnului la lecția numărul 9, la predica numărul 9, la abordarea biblică numărul 9 din ciclul Întrebările Bibliei. Intenția noastră este să privim în Scripturi la întrebările majore, importante pentru noi, pe care Domnul le pune în diverse circumstanțe oamenilor. Și să încercăm, cât ne dă Dumnezeu lumină prin Duhul Sfânt și inspirație de sus, să înțelegem ce a vrut Dumnezeu să întrebe și ce a vrut Dumnezeu să înțelegem noi din întrebarea Lui. În această seară am ajuns la întrebarea: mă iubești tu mai mult decât aceștia? Domnul Iisus este în această împrejurare pe malul Mării Tiberiadei, locul unde El a petrecut cel mai mult timp din viața umană pe pământ. Era a treia întâlnire cu ucenicii de la învierea Sa, Ioan capitolul 21, versetul 14. Înainte să fie omorât și să învieze, Domnul Iisus Hristos a fost implicat într-un proces nedrept, nemilos, lung și foarte greu. Procesul patimilor Domnului Iisus Hristos a fost lung. Și aduceți-vă aminte că Petru a avut atunci o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. A avut un eșec, a plâns cu amar. Și de atunci Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit de trei ori cu ucenicii, dar niciodată personal cu Petru, cel puțin Biblia nu ne relatează. În această perioadă s-au întâmplat foarte multe lucruri care au ridicat serioase semne de întrebare în mintea ucenicilor despre Domnul, dar și în mintea Domnului despre ucenici. Domnul Iisus, întâlnindu-se a treia oară cu ucenicii, se uită la Petru în prezența celorlalți și îi pune o întrebare foarte incomodă. Întrebarea este incomodă pentru că această întrebare e o întrebare grea. Când un om te întreabă: mă iubești? Îți pune o întrebare foarte grea. Pentru că în această întrebare el te întreabă toate lucrurile pe care le poți face pentru el. Când iubești un om, nu mai există nimic ce ai, poți sau știi, fără de care să-i faci lui parte. Al doilea lucru care face întrebarea complicată este faptul că îi o pune de față cu ceilalți. Această întrebare a fost o întrebare pentru Petru, dar mă tem că este o întrebare și pentru noi. De aceea,
vreau cu umilință și cu respect pentru poporul Domnului, dar și cu responsabilitate pentru chemarea noastră de oameni ai lui Dumnezeu, să încercăm, privind în Scripturi, să înțelegem ce a vrut Domnul Iisus Hristos să întrebe. În primul rând, aș vrea să privim la motivația iubirii. Motivația iubirii. În perioada în care a umblat cu ucenicii pe pământ, Domnul Iisus Hristos s-a comportat în așa fel încât a atras respectul, încrederea, recunoștința și admirația ucenicilor. Domnul Iisus Hristos întotdeauna le-a rezolvat problemele, le-a șters lacrimile, a fost alături de ei, i-a ferit de moarte, de nenorociri, de ispită, i-a hrănit, i-a încurajat, le-a luat frica, le-a rezolvat problemele. Ori 3 ani și jumătate, comportându-se în maniera aceasta față de ei, le-a câștigat admirația și încrederea și respectul. Prin felul în care Domnul s-a comportat în toate circumstanțele vieții împreună cu ei, ucenicii s-au îndrăgostit de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Și au simțit în inima lor că vor să-L urmeze, vor să fie cu El, vor să manifeste recunoștință față de El și să se jertfească pentru El. Este un privilegiu să-L poți urma pe Dumnezeu când te iubește, când îți dă sănătate, când îți poartă de grijă și când toate lucrurile merg bine. Observați, vă rog, că Domnul Iisus Hristos apare pe malul mării, chiar când ucenicii cu corabia acostează. Ce coincidență! De asemenea, observați, vă rog, că ucenicii care erau pescari de meserie, toată noaptea, având corabie specială de pescuit și toate instrumentele necesare de pescuit, toți au încercat să prindă pești și n-au prins nici unul. A fost un faliment teribil pentru un grup așa de mare de pescari profesioniști. În ciuda acestui fapt, când coboară din corabie, Domnul Iisus Hristos avea pește pe care îl prinsese înainte și acum tocmai îl pregătea pentru ca să-l mănânce ucenicii care erau obosiți și înfometați. În al treilea rând, ucenicii aproape că erau disperați și dezamăgiți și Domnul le spune: aruncați încă o dată mreaja, năvodul, instrumentul de pescuit în apă. Și ei spun: ce rost are, l-am aruncat de o grămadă de ori toată noaptea. Și Domnul spune: încă o dată. Se întâmplă miracolul pentru că de data aceasta este implicat Dumnezeu, nu doar omul. Și când ei trag afară mrejele de pescuit, ele sunt atât de pline de pești încât erau gata să se rupă. Ei, cu un astfel de Dumnezeu mergând pe drumul vieții, înțelegi că îți merge bine și te îndrăgostești de El, pentru că îți face bine, pentru că îți rezolvă problemele, pentru că este alături de tine și nu te lasă la greu. Ei, un astfel de Dumnezeu este ușor de iubit. Cum să nu-L iubim noi pe Domnul când ne-a iertat păcatele timp în care am fost niște oameni atât de vinovați? Cum să nu-L iubim noi pe Domnul când în toiul nopții, când am strigat către El într-o situație de criză și toată lumea dormea, orașul era cufundat în întuneric și nimănui nu-i păsa de noi și de disperarea noastră, Dumnezeu a fost treaz și ne-a ascultat rugăciunea? Cum să nu urmezi un astfel de Dumnezeu care îți deschizi gura și spune: iată-mă, îl chem și îți vine în ajutor, bați și îți deschide, îl strigi și aude? Oamenii iubesc pe Dumnezeu pentru că au motive serioase să-L iubească pe Dumnezeu. Oamenii nu-L iubesc pe diavol nu pentru că are coarne, nici pentru că are coadă, nici pentru că doar este negru, ci pentru că n-au niciun motiv să-L iubească. El face rău oamenilor. El îi implică în accidente pe oameni și oamenii mor. El îi implică pe oameni în boli terminale și oamenii mor. El îi implică pe oameni în tot felul de nenorociri, în divorțuri, în probleme mari. De aceea, ce motive să aibă oamenii să-L urmeze pe diavolul? Dar pe Domnul, pe Dumnezeul cerului și al pământului, oamenii au nenumărate motive să-L iubească. Am spus motivația iubirii ca să prezint faptul că noi toți avem motive serioase să-L iubim pe Domnul, nu numai ucenicii din vremea aceea. În al doilea rând, frați și surori, aș vrea să observăm importanța iubirii. Evanghelia după Ioan
începe vorbind despre dragostea lui Dumnezeu, care a oferit totul oamenilor, atenție, și încheie vorbind despre dragostea oamenilor care trebuie să ofere totul lui Dumnezeu. Încă o dată, Evanghelia după Ioan începe cu oferirea dragostei lui Dumnezeu către oameni prin Iisus Hristos și se încheie în capitolul 21 cu invitația la iubire din partea oamenilor către Dumnezeu, care acum le-a predat lecția, le-a dat toate cursurile, i-a învățat ce trebuia și acum se retrage în slavă, rămânând în urma lui niște oameni care știu ce vor. Oamenii aceia suntem noi. Niște oameni care au învățat lecția. Mântuitorul a venit în lumea noastră ca să ne demonstreze cum trebuie să iubim diferit de cum iubesc oamenii, interesat, manipulator. Nimic nu ar fi rezolvat problema noastră dacă în lumea noastră nu ar fi venit Domnul Iisus Hristos să treacă dincolo de imposibil și să ne rezolve problema. Pentru că 3 ani și jumătate Domnul Iisus i-a predat lui Petru cursul de iubire. Acum, după 3 ani și jumătate, vine examenul iubirii. Ca la orice școală, există un timp în care ești învățat și un moment în care ești examinat. De ce Domnul îi pune, de ce Domnul îi pune lui Petru această întrebare? Mă iubești după mine? Pentru că dragostea este cel mai important lucru pentru Dumnezeu în viața unui om. Deoarece Dumnezeu prin dragoste înțelege o dedicare deplină a omului față de sine. Înțelege un angajament plenar a omului față de sine. Înțelege ca omul să trăiască efectiv pentru Dumnezeu, după cum o soție trăiește pentru soț și un soț pentru soția lui. Apoi, Dumnezeu îl întreabă pe Petru această întrebare nu doar pentru faptul că e cea mai importantă problemă pentru Dumnezeu, ci și pentru faptul că trebuie să-l învețe pe Petru că să iubească înseamnă nu să simți ceva, ci să faci ceva. Atunci când l-a întrebat dacă iubești, aduceți-vă aminte că i-a dat nu să simtă, ci i-a dat să facă. Și apoi l-a întrebat această întrebare, nu doar ca să-l învețe că a iubi înseamnă a face, nu a simți, nu că e cel mai important lucru doar, ci și faptul că el trebuie să accepte că atunci când iubești, îți asumi responsabilități. Până să te căsătorești, n-ai nicio responsabilitate. După ce te căsătorești, ai uriașe responsabilități față de persoana pe care o iubești. Ei bine, Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru, mă iubești? Și Petru spune da. Domnul îi spune, dacă mă iubești, atunci trebuie să știi că tu ești responsabil față de mine prin faptul că de astăzi înainte voi ști că mă iubești văzând în tine responsabilitate pentru mielușei, pentru oițe și pentru oi. Atunci când iubești pe cineva, acel cineva se așteaptă să vadă iubirea. De asemenea, a făcut lucrul acesta pentru a-l ajuta pe Petru să înțeleagă că fără dragoste nimic nu este destul. Orice ai face pentru un om, dacă nu-l iubești, stimate surori, doamnelor, dacă soțul dumneavoastră v-ar aduce bani, v-ar cumpăra o mașină frumoasă, v-ar împlini dorințele, dar nu v-ar iubi, v-ar fi suficiente aceste lucruri materiale de care v-ar face parte? Noi toți știm răspunsul. Răspunsul e nu. Omul are nevoie să fie iubit și să iubească. Omul a fost creat cu această nevoie, după cum are nevoie să bea apă și să mănânce. Așa omul are nevoie să fie iubit. Omul nu poate trăi fără mâncare. Îi dai prăjiturele acolo, dar iertați-mă, are nevoie să mănânce. Apoi, Domnul a vrut să-l învețe pe Petru că dragostea are priorități și prioritățile nu sunt lucrurile urgente, ci lucrurile importante. Prioritățile nu sunt lucrurile urgente, ci sunt lucrurile importante. Spunea Domnul Iisus, dacă vine cineva la mine și nu-și urăște mama, nevasta, tata, sora, asta o spune în Luca 14 cu 26, și noi suntem mirați. Ce evanghelie e asta? Ce scrie în lege? Cum citești în ea? În Matei 10 cu 37, Domnul interpretează ce a spus și zice așa, dacă cineva își iubește soția mai mult decât mă iubește pe mine, pe mine nu mă iubește, eu nu pot fi pe locul 2. Dacă cineva iubește un alt om mai mult decât mă iubește pe mine, aia nu iubire pentru mine, eu nu pot fi pe locul 2. Eu nu mă mulțumesc cu lucruri de mâna a doua.
Apoi, pentru a-l învăța pe Petru că iubind pe cineva înseamnă să îi dai inima, nu doar ceva din inimă. Domnul spunea nemulțumit de faptul că oamenii nu-i dau toată inima. Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima e departe de mine. Iată dar ce înseamnă iubire pentru Dumnezeu. Nu declarații cu gura, nu rugăciuni învățate pe din afară și spuse, nu tot felul de mătănii făcute la sărbători. Pentru Domnul iubire înseamnă din inimă să scoți închinare, dedicare, respect, admirație și credincioșie și să-i le dăruiești zilnic. Poezii religioase, Domnul e sătul de ele. Aduceți-vă aminte că un om când iubește, iubește din toată inima, iar când nu iubește din toată inima, nu iubire. Matei 18:35, să ierzi din toată inima. Roman 12:8, să dăruiești din toată inima. Coloseni 3:23, tot ce faceți, să faceți din toată inima. Dacă acolo unde faci un lucru nu pui și inima, atunci ceea ce faci este puțin. Nu satisface nici pe oameni și nici pe Dumnezeu. Și în ultimul rând, Domnul l-a întrebat pe Petru această întrebare pentru a-l învăța că dragostea trebuie să fie prezentă în tot ce faci pentru Dumnezeu. Câteva exemple. Dacă ești drept, dreptatea fără dragoste te face un om dur. Dacă ești diplomat, dar diplomația fără dragoste te face un om ipocrit, lingușitor și mecheraș. Dacă ești un om bogat, bogăția fără dragoste te face egoist, lacom, avar. Dacă ai oportunități în viață, dar oportunitățile acestea fără dragoste te fac lacom. Dacă ești un om care ți s-a dat stăpânire și autoritate, dar stăpânirea aceasta fără dragoste te face dominant. Crucea fără dragoste te face ascet. Credința fără dragoste te face fanatic. Succesul fără dragoste te face arogant. Răspunderea fără dragoste te face brutal. Și poți fi brutal în casa ta sau în biserica Domnului. Munca fără dragoste te face sclav și spui, ce să fac, trebuie să muncesc. Dar nu mai ești sclav al lui Iisus și ești sclav al propriei munci și al idealurilor pe care vrei să ți le atingi prin muncă. Seriozitatea fără dragoste te face morocănos, îmbăiat în oțet. Inteligența fără dragoste te face îngânfat. Justiția fără dragoste te face călău. Priceperea fără dragoste te face mândru. Autoritatea fără dragoste te face tiran. Frumusețea fără dragoste te face ridicol. Supunerea fără dragoste te face lingușitor, servil. Legea fără dragoste te face nesuferit, insuportabil, imposibil. Simplitatea fără dragoste te face ieftin, penibil. Cunoașterea fără dragoste te face încăpățânat și mândru. Politica fără dragoste te face mincinos. Viața fără dragoste te face inutil. Domnul ar fi putut să se lase înșelat de aparențe în ceea ce privește examenul lui Petru. De genul, Petru întotdeauna a avut interes pentru Domnul. Nu înseamnă asta iubire? Petru în grădină a sărit în ajutorul Domnului cu sabia și vrând să taie capul unui slujitor, i-a tăiat doar urechea. Nu e asta o dovadă de dragoste? Petru tot timpul a fost pasionat de Domnul și tot timpul a fost responsabil și i-a răspuns. Nu sunt astea dovezi suficiente de dragoste? Tot ceea ce știm despre dragoste este că dragostea este totul. Dragostea înseamnă să te oprești, să mai trăiești pentru tine și să începi să trăiești pentru celălalt. Dacă cineva se căsătorește cu dorința să fie fericit, nu va fi niciodată. Dacă cineva se căsătorește cu dorința să-l facă fericit pe partener, atunci amândoi vor fi foarte fericiți. Dacă cineva îl urmează pe Domnul ca să-l șmecherească, să-l binecuvinteze, este un om nefericit. Dar dacă cineva îl urmează pe Domnul din iubire, atunci Dumnezeu va deschide cerul și binecuvântări din abundență vor umple viața acelui om, lăudat să fie Domnul. Dragostea este o chemare măreață pentru fiecare muritor să dorească excelența, superlativul și măreția pentru Creatorul său. Aceasta este provocarea pentru fiecare dintre noi. Și noi pendulăm între excelență și mediocritate pentru Dumnezeu. Aș vrea să privim în al treilea rând
la caracteristicile iubirii. Atunci când vorbim despre dragoste, trebuie să acceptăm că noi acum nu vorbim despre o dragoste dintre bărbat și femeie, dragostea eros. Nu vorbim nici despre o dragoste dintre părinți și copii, dragostea fileo. Nu vorbim nici despre o dragoste dintre oameni, ci vorbim despre o dragoste care este superioară iubirii omenești, care vine din cer, care înnobilează și pe care un om o poate avea doar atunci când Duhul Sfânt, în urma nașterii în timpul nașterii din nou și în urma nașterii din nou, îi umple viața. Ei bine, aceste caracteristici sunt următoarele. Dragostea aceasta are inițiativă în orice circumstanță. Nu este o dragoste ca reacție. Adică, dacă mă iubești, te iubesc, trebuie să-ți dau înapoi. Când eram copil, bunica mea fiind ortodoxă, la Rusalii, spre exemplu, mergeam la vecina mea și îmi spăla picioarele cu un fel de iarbă numită în zona noastră bozii. Mâncau caprele iarba asta. Și această vecină venea la bunica mea cu un vas cu orez, iar bunica mea îi dătea și ea un alt vas cu orez. Și făceau schimb de orez. Ei, iubire nu înseamnă să-i dai un vas cu orez celui care îți dă un vas cu orez. Iubire înseamnă să-i dai un vas cu orez știind bine că celui căruia îi dai vasul de orez nu-ți dă nimic. Iubirea nu înseamnă să reacționezi la dragostea cuiva. Iubirea înseamnă să acționezi, indiferent de ce face celălalt. Iubirea nu-l controlează pe celălalt, dar te controlează pe tine. Apoi, iubirea este nelimitată. Un om care obosește să iubească, să știți că nu mai este creștin. Pentru că dovada creștinismului adevărat este prezența iubirii. Și roada Duhului dimpotrivă este. Dacă nu-i Duhul, nu-i nici roada. Dacă nu-i roada, nu-i nici producătorul ei. Relația cauză-efect. Apoi, dragostea este necondiționată. Dumnezeu nu ne pune condiții când ne iubește. Dă soarele său și peste buni și peste răi. Dacă dimineața mi-ar spune, hei, vrei o porție de soare la Chicago? Da, hei, trebuie să faci ceva. Eu nu fac nimic, vine soarele și mă bucur de el. Și sunt oameni care nici măcar nu spun, Doamne, îți mulțumesc pentru soare, că în timpul iernii dau 4-500 de dolari la gaz. Și vara nu dai nimic și te încălzești. Apoi, dragostea este nemeritată. Cine merită atenția lui Dumnezeu? Păi noi nu merităm atenția unor oameni mai speciali, dar atenția lui Dumnezeu. Ei, acestea sunt câteva caracteristici dominante a iubirii divine, agape. Spun toate aceste denumiri pentru că în Noul Testament, care este scris în limba greacă, sunt folosite de scriitori mai multe cuvinte care descriu anumite valențe ale iubirii. Aș vrea să vorbesc în al patrulea rând despre excelența iubirii. De ce despre excelența iubirii? Despre excelența iubirii vreau să vorbesc pentru că întrebarea Domnului Iisus către Petru nu este, Petre, mă iubești, că ar fi simplu, ci este, Petre, mă iubești mai mult decât aceștia. Asta e complicat. Dacă Domnul m-ar întreba pe mine, mă iubești, îi spun repede fără să mă gândesc, da, că până la urmă n-are cu ce să compare dragostea mea. Dar când îmi spune, mă iubești tu mai mult decât aceștia, dintr-o dată eu trebuie să fiu sigur și să știu cât iubesc aceștia și să știu că eu iubesc mai mult decât ei. Iată dar cât de complicat este dragostea prin comparație. Evaluarea iubirii prin comparație. Iubirea normală este mă iubești? Da. Dar mă iubești mai mult decât aceștia. Asta înseamnă că eu sunt mai bun decât ei toți. Asta înseamnă că eu sunt mai dedicat decât ei toți. Asta înseamnă că eu sunt mai pasionat decât ei toți și mai responsabil decât ei toți. Doamne, îmi pui o întrebare care mă obligă să îi întrec pe toți în toate lucrurile bune. De ce nu mă întreb doar mă iubești? Că spun da și am scăpat. Cu alte cuvinte mă întreb, tu ești primul între toți? Păi Doamne, stai că-s primul față de el, dar față de el nu, ăsta mă întrece. Dragostea Domnului întrebarea Domnului despre dragostea lui Petru a fost o întrebare foarte incomodă. Pentru că n-a fost simplu mă iubești, a fost prin comparație mă iubești mai mult decât ei,
îi pune de trei ori această întrebare. Prima dintre ele este: mă iubești mai mult decât ei? De asta spun excelența dragostei, nu normalitatea dragostei. Dragostea este comparativă, poate fi inferioară, poate fi obișnuită sau superioară. Cum a fost dragostea Domnului pentru tine? Dragostea lui Dumnezeu pentru tine a fost o dragoste inferioară? A fost o dragoste normală? Sau o dragoste excelentă? Cum ne-a iubit pe noi, cum ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi pe noi Domnul, nu ne iubește nimeni. De aceea Domnul pretinde dragostea pe care ne-a dat-o El. Domnul și-a făcut timp de noi și ne-a iubit din abundență, de aceea se așteaptă justificat să-L iubim și noi. Iisus a pretins să fie iubit pentru că a iubit. Priviți, vă rog, ce înseamnă asta? Cum a iubit Iisus? Așa trebuie să iubim și noi. Dar cum a iubit Iisus? Iisus a iubit fără să fie iubit. El a iubit o lume timp în care lumea l-a răstignit. Apoi, El a dăruit fără să îi se mulțumească. Din 10 s-a întors 1. Apoi, El a iertat fără să fie iertat. Apoi, El a rămas liniștit atunci când a fost nedreptățit. Apoi, El a investit clădind doar pe speranță. Dar ceea ce se vedea nu merita investiția Lui. Apoi, El a crezut deși nu vedea față în față. Aduceți-vă aminte de Ghețimani. Apoi, El a tăcut doar ca să nu facă rău aproapelui, dar în același timp a vorbit de dragul adevărului. El a îndurat fără să cârtească. El a slujit fără să aștepte recunoștință și să fie apreciat. Pur și simplu a slujit. Nu-i treaba mea să mă apreciați, e treaba dumneavoastră. Treaba mea e să vă slujesc. Treaba mea e să vă slujesc. Dacă vreți să mă apreciați, bine. Dacă nu, să fiți sănătoși. Nu-i treaba mea să mă apreciați. Treaba mea e să vă slujesc. Eu nu am control asupra dumneavoastră, am control asupra mea. Și pentru că am control asupra mea, eu pot să vă slujesc. Dacă vreți să și dumneavoastră să vă faceți partea, e bine. Dacă nu vreți să vă faceți partea, e binișor. Mergem mai departe. Să jertfești fără să fii recunoscut ca o persoană deosebită. Să-l susții pe cel ce te-a lepădat. Aduceți-vă aminte de Iuda. Să crezi acolo unde nu ai argumente. Toate lucrurile acestea au fost părți ale iubirii Domnului și credeți-mă, trebuie să fie părți ale iubirii noastre față de Domnul. Însă trebuie să vă spun ceva. Ceva care îmi pare rău că nu-i noutate pentru dumneavoastră. Pe Dumnezeu este ușor să-L iubim, că Dumnezeu e nicăieri. Însă dragostea față de Dumnezeu se verifică, se arată, se demonstrează în dragostea față de oameni. Să-L iubești pe Dumnezeu e floare la ureche. Că ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? El n-are nevoie de pâine, n-are nevoie să-L ajut în nicio problemă, n-are nevoie de nimic. Dumnezeu e în cer și e Dumnezeu. Păi să iubești un astfel de Dumnezeu care nu te costă o astfel de iubire? Aleluia, vreau și eu. Dar să iubești pe dificilul de lângă tine, pe complicatul de lângă tine? Să-ți iubești soția sau soțul care câteodată nu mai știi ce să zici? Să iubești copilul ăla care i-ai dat tu educație 20 de ani și acum te uiți la el și zici: băi frate, ce-i cu ăsta? Să vii tu în biserica Domnului și să iubești niște persoane care știi bine că ar trebui să se comporte altfel. Aici e greu. Să-L iubești pe Dumnezeu e simplu, că înseamnă nimic. Nu te costă. Aș vrea să vorbesc, apropiindu-mă de încheiere, despre manifestarea iubirii. Așa cum spuneam, dragostea față de Dumnezeu este atât cât este dragostea față de oameni. Aduceți-vă aminte de aplicația pe care o face Domnul prin Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, și aici am vrut să personalizez dragostea. Priviți în 1 Corinteni 13. Dragostea înseamnă răbdare. Dragostea înseamnă bunătate. Dragostea nu înseamnă invidie, dimpotrivă, dragostea înseamnă absența invidiei. Dragostea nu înseamnă laudă. Dragostea nu înseamnă mândrie. Dragostea nu înseamnă lipsă de politețe și de amabilitate. Tot timpul spun asta, dragi tineri, când vă întâlniți unii cu alții, când vă întâlniți cu acești oameni, salutați-i. Dacă sunteți la ușă și din partea cealaltă este o femeie,
o fată, o soră în vârstă sau o persoană mai în vârstă decât voi, dacă este un pastor, cineva în autoritate, dacă e un părinte, un tată la unul dintre colegii voștri, lăsați-l să intre, țineți-i așa ușa deschisă și spuneți, poftiți, să te bucuri că poți să fii politicos, îți bași capul între urechi și te bagi. Și tu spui că ești pocăit, păi mă, tu nu ești om, da, pocăit. Păi să fii pocăit înseamnă în primul rând să fii om, să știi să te porți cu oameni. Cum știi să te porți cu Dumnezeu Sfântul, dacă nu știi să te porți cu oamenii? Să iubești înseamnă să fii un om politicos, din respect pentru oameni, să dai întâietate oamenilor, să le vorbești frumos, să le dai întâietate la persoanele mai în vârstă. Toate lucrurile astea par simple, dar uitați-vă și o să vedeți că sunt complicate, datorită absenței lor. Dragostea nu înseamnă lipsă de politețe. Apoi, dragostea nu înseamnă egoism. Dragostea nu înseamnă că fac întotdeauna doar cum vreau eu. Nu se poate. Dragoste nu înseamnă agresivitate. Dacă e agresivitate, acolo nu-i dragoste. Acolo e fire curată. Făcută ca ciocolata în poleială. Dragoste nu înseamnă mânie. Dragoste nu înseamnă răzbunare. Îți poartă pică. I-ai greșit odată, ți-ai cerut iertare, dar peste 20 de ani tot acolo e, decât că nu-ți mai arată pe față. Aia nu-i frăție, aia nu-i pocăință și aia nu-i dragoste, dacă ai iertat, iartă odată. Trece cu vederea, eliberează-l pe om, nu te mai uita la el tot așa. Dragoste înseamnă să nu ții socoteală greșelilor altora. Dragoste înseamnă să nu te bucuri de rău cuiva. Dragoste înseamnă să fii bucuros când adevărul triumfă. Dragoste înseamnă să crezi în persoana iubită, să ajuți persoana iubită și să aperi persoana iubită. Apărați-vă unii pe alții, ajutați-vă unii pe alții, credeți unii în alții, nu fiți suspicioși și bănuitori. Tot timpul credeți despre ceilalți că-s niște nemernici, dimpotrivă, credeți că-s oameni buni, mai dați-le o șansă. Iubirea asta face, iubirea încurajează. Păi dacă cu copilul dumitale sau cu soția dumitale te-ai purta așa, sau cu soțul dumitale te-ai purta destructiv și tot timpul să fii negru și negativist, păi s-ar duce și ar pierde de urmă. Ridică, spune o vorbă bună, fă un compliment, încurajează, bate-l pe umăr, că nu se întâmplă nimic. Mai construiește un pic. Așa a făcut Hristos. Se întâlnește cu șmecherul de Zacheu. Și în loc să-i zică, pleacă-mă de aici, se duce la el în casă și se întâlnește cu prostituata de Maria Magdalena. Și în loc să-i spună, hei, 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 du-te, 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 o iartă. Și se întâlnește cu milioane ca ei și cu mine și cu tine, că la fel eram. Și ne iartă. Și noi devenim niște polițiști, suspicioși, bănuitori, negativiști, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Asta e dragoste, mă, oameni buni, dacă asta e dragoste, lipsa dragostei cum e? Închei, spunând în ultimul rând câteva cuvinte despre compararea sau comparația dragostei sau comparația iubirii. Ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună atunci când l-a întrebat pe Petru, Petre, mă iubești? Este o întreagă filozofie aici, filozofie în sensul că e un lucru adânc, dar cât pot de repede am să spun trei lucruri scurte. Vreau frumos să mă ascultați cu atenție, dacă mai puteți. În primul rând, Domnul Iisus, atunci când l-a întrebat pe Petru, mă iubești mai mult decât aceștia, a așteptat să-i pun această întrebare într-un anumit loc, știți unde? Lângă mare. De ce lângă mare? Dumneavoastră știți că toți oamenii au un hobby. Toți oamenii au o deformare profesională. Ei, Petru a fost pescar de când l-a făcut maică sa. Aproape că ăsta a fost născut în barcă, dacă îmi permiteți expresia așa. Ăsta iubea apa mai mult decât uscatul. Când îl auzi, mă duc să prind pește. Nu se știe ce s-a întâmplat cu Iisus, el mă duc să prind pește. Numai asta avea în cap. Apă, corabie, prins pește, era hobby-ul lui. Și Domnul Iisus Hristos îl prinde pe Petru lângă mare, lângă iubita lui. Și uitați cum îl întreabă. Petre,
Aici este marea care e idolul tău. Și aici sunt eu, care sunt Iisus. Fii atent, Petre, eu nu te întreb dacă mă iubești pe mine, că e simplu răspuns. Eu te întreb așa, dintre noi doi, pe care iubești mai mult? Petru nu putea să spună pe tine că plecase dintre ucenici să dusese la mare, nu la Iisus. Și Domnul l-a încolțit. E ușor să spui că îl iubești pe Iisus când vii o dată pe săptămână la adunare. Ce te doare gura? Iertați-mă, nu vreau să reproșez nimănui nimic. Frați și surori, nu mă înțelegeți greșit. Eu nu vreau să vă simțiți ofensați. Eu vreau numai să vă spun un lucru. Când iubești pe cineva, ești acolo. Vă mai aduceți aminte de clipa când ați fost prieten cu o fată în perspectiva căsătoriei și logodnă? Păi nu mai dormeai, păi nu mai mâncai, păi nu-ți mai ardea nimic, acolo erai. În limba română, mor, copt, acolo erai. Acolo erai. Nu mai aveai nimic în cap decât toate visele, nu mai erau nimic cu Iisus și cu Baubau, toate erau cu persoana aia. Și în culcare, și în sculare, ea era sau el era. Păi asta înseamnă iubire. Păi este simplu să spui că îl iubești pe Dumnezeu și vii odată pe săptămână la biserică și nu te interesează de lucrările lui Dumnezeu, nu te interesează de nimic. Fratele meu, fii sincer, asta nu-i iubire, asta nu-i treabă. Și crede-mă că nu pe mine mă costă. Dar pentru că te iubesc și pentru că e casa lui Dumnezeu, eu spun aceste lucruri pentru noi amândoi. Pune lângă Domnul lucru care te robește și îl ții acolo ascuns în inimă să nu vadă nimeni. Și uite-te, dintre lucrurile la care te robește și Domnul, căruia îi dai mai mult timp, căruia îi dai mai multă pasiune, căruia îi dai mai multă atenție, pentru care cheltui mai mulți bani. Păi dacă ne permite să ne cumpărăm lucruri de nu știu câți bani și la casa Domnului spune, nu, Domnule, mie nu-mi place de nu știu cine și nu dau. Asta e dragoste, omule. În al doilea rând, pe lângă locul întâlnirii este timpul întâlnirii. Domnul Iisus Hristos îi pune această întrebare lui Petru, nu înainte să se lepede de el, ci după, că înainte să îl trădeze, Petru a spus, Doamne, eu nu mă lepăd de tine niciodată, ăștia da, dar eu nu. Domnul lasă să aibă experiența falimentului și după asta se duce la el și spune, Mi-aduc aminte că am început să predic și copiii mei erau mici și tunam și fulgeram că trebuie să-ți educi copiii și trebuie să-ți crești copiii și copiii niște bibelouri și dacă îi spui să facă așa, așa trebuie să facă, că atunci când ți-e copiii mici, poți să spui asta, că nu te doare gura, că îl fixezi din ureche, unde îl pui acolo, să ce să zică, că e mic. Dar stai să treacă de 16 ani să-i dai celular și mașinuță și atunci te mai văd eu. E simplu să țipi și să spui în stânga și în dreapta despre copii, oricând n-ai, oricând sunt mici. Dar trece timpul și se face ai tăi mari. Și dintr-o dată vezi din experiență cum este. Teoria, dacă nu vă supărați cu practica aici, puțin e în conflict. Și în ultimul rând, împrejurarea întâlnirii. Petru este abordat de Domnul foarte dur. Petre, mă iubești mai mult decât ăștia? Știți cine era printre alții? Acolo era Ioan. Uitați ce a vrut Domnul să-l întrebe. Petru, tu știi că eu am fost crucificat și de acolo de sus, în timp ce aveam mâinile și picioarele prinse în cuie, când mi-erau buzele uscate, am avut nevoie de cineva măcar să mă mângâie prin prezență, prin atașament, prin solidaritate. Și mi-am adus aminte că tu te-ai legat cu jurământ că vei fi cu mine până la moarte. Și acolo muream și trebuia să fii acolo. Trebuia să te ții de cuvânt, Petre. Crede-mă, m-am uitat după tine pentru că știam că o să te ții de cuvânt. Și m-am uitat, te-am căutat cu privirea, Petre. Am întâlnit cu privirea numai oameni desfigurați. Țipau ca disperații. Omoară-l, răstignește-l, dă-te jos de pe cruce. Niște oameni care mă batjocoreau și printre ei erau oameni pe care eu i-am hrănit și i-am vindecat. Petre, dar m-am uitat după tine și n-ai fost acolo. Dar undeva am văzut pe altcineva care nu mi-a promis că va fi. Un alt ucenic, era Ioan. Ioan a riscat să ajungă acolo pentru că fiind cu Iisus, urma și el să fie omorât. Dar totuși s-a dus pentru că dragostea trece dincolo de frică. Petru a vrut să-și protejeze pielea și s-a ascuns. Și acum uitați ce îl întreabă Domnul Iisus pe Petru. Petre, mă iubești mai mult decât Ioan? Da. Da? Păi cum da? Când la cruce tu erai în cucuruz ascuns, sau cine știe unde, iar Ioan și-a riscat viața stând lângă mine, lângă cruce.
Frate și soră, să faci afirmații verbale este simplu. Dar să trăiești cu fapta este greu. Nu spun de pe o poziție de superioritate că nu sunt un înger și nici un om special. Sunt doar un om, ca toți oamenii. Vreau însă să vă spun un singur lucru. Este bine să ne măsurăm cu măsura lui Dumnezeu și să nu ne îmbătăm cu apă dulce, cu apă rece. Este bine să ne vedem acolo unde suntem și să ne evaluăm corect, ca nu cumva să fim șocați de evaluarea lui Iisus când se va întoarce. Și acum vreau să vă întreb, înainte să ne rugăm pe toți cei care sunteți aici, frați și surori, eu îl iubesc pe Domnul mai mult decât dumneavoastră? Dumneavoastră îl iubiți pe Domnul mai mult decât mine? Stimate surori, îl iubiți pe Domnul mai mult decât îl iubește soțul și copiii? Stimați frați, îl iubiți pe Domnul mai mult decât îl iubește soția și copiii? Frați și surori, îl iubiți pe Domnul mai mult decât îl iubesc ceilalți? Credeți-mă că de întrebarea aceasta nu o să scăpați niciodată. Eu nu vă întreb dacă faceți ceva sau altceva. Astea sunt lucruri ușor de făcut. Vă întreb, îl iubiți pe Domnul mai mult decât poporul acesta? Fiecare dintre noi trebuie să ne întrecem cu ceilalți în iubire și să excelăm. Aceasta este o întrebare complicată. Și vreau acum să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Uitați-vă la floarea aceasta a lui Israel. Sigur că nu toți tinerii sunt acum aici. Sunt probabil cei mai mulți, o parte dintre ei. Ei sunt copiii noștri. Dumneavoastră știți cât am investit noi, fiecare dintre noi ca părinți, în acești copii. Unii dintre noi am renunțat la o viață mai bună în România sau la anumite lucruri pentru ca să le oferim lor un viitor. Întreb eu, suntem siguri că ceea ce le-am oferit este ceea ce am vrut cu 20 de ani în urmă? Aș vrea în seara aceasta să ascultăm întrebarea Domnului. Paște, mielușeii mei, ați observat vreodată un cioban cum își paște mielușeii cu bățul? Așa? Ați văzut vreodată un cioban cum ține mielul în brațe și îl pune sub haina aceea lui de blană numită bundră, bundriță? Așa? Ați observat asta? Dacă ai dragostea lui Dumnezeu, paște copilașii ăștia să se facă mari. Dacă ai dragostea lui Dumnezeu, paște adolescenții aceștia, paște tinerii aceștia, paște pe noi veniți în adunarea lui Dumnezeu. Fii un om cu inimă, un om pozitiv, fii un om plin de dragoste, fii un om amabil, fii un om care îmbărbătează, încurajează, ridică, oferă o altă șansă. Spune, hei tinere, nu te lăsa, mă rog pentru tine, mă rog pentru tine. Unde sunt oamenii ăștia? Unde sunt oamenii ăștia? Noi îl iubim pe Domnul, dar faptul că îl iubim pe Domnul, ne asumăm responsabilitatea să avem grijă de mielușei, de oițe și de oi. E ușor să-l iubești pe Domnul când mielușei să se ducă, oițele să fie sănătoase și oile, I don't care. E simplu! Frați și surori, Domnul Iisus a făcut lucrurile astea înainte să plece. Și după ce a plecat, s-a uitat la noi și a spus, știu că ați învățat de la mine ce trebuie să faceți. Nu uitați de mielușei, nu uitați de oițe și nu uitați de oi. Niciunul dintre noi nu poate să aibă grijă de toți mielușei. Însă fiecare dintre noi, făcând câte ceva, câte puțin, în unitate frățească, ne vom face slujba. În primul rând, să avem grijă de mielușei de acasă, de oițele de acasă și de oile de acasă, în primul rând. Și în al doilea rând, să avem grijă de toate aceste trei categorii din biserică. Aș vrea să stăm înaintea Domnului, în fața acestui cuvânt și să ne rugăm fiecare. E un moment de cercetare, e un moment de pocăință, e un moment de angajament. Această întrebare ne obligă să devenim responsabili de oițe, de mielușei și de oi. Este responsabilitatea fiecăruia, a mea mai mult, a dumneavoastră mai puțin, dar a fiecăruia într-o oarecare măsură. Scumpii mei, acceptați provocarea, nu-i de la mine, e de la Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului împreună, încheind serviciul divin din această seară. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com.
www.ioanpavlescu.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.